Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet. Teodor Abagiu. Buenas noches, cómo estás? Muy bien. Adică să trăiți, să rămână, ce faceți? M-am apucat de spaniolă de curând, voiam să vă spun treaba asta. Vrea și el în America Express. Și de citit, am început să citesc și mi-am dat seama că e greșit să fac treaba asta. Mi-am dat seama că e destul de prost de felul meu. Mi-a și spus mama o vorbă când era mică, cel mai bine să fii cel mai prost dintre proști decât cel mai dești. Muy bien. Exactamente, señor. În orice caz, am citit de curând pe TikTok ceva. Am văzut, era un băiat, Elon Musk îl chema, și vorbea despre calculatoare și cum și noi suntem într-o simulare, dacă noi am reușit să facem un joc ca GTA sau ca Sim, știi? Și mi-am dat seama că are dreptate. De ce? Mi-am format argumentele mele. 1. Voi ați văzut că toate babele de la țară arată la fel? Pe diferite fonturi și culori? 2. Ce are fiecare? Telefon. Ce are telefonul? Cartelă. Ce are cartela? Cum se numește? Simulare. Sim de la simulare și ulare de la... mă rog. 3. Suntem programați de mici. Mi-am dat seama că trăim într-un matrix, gen. Mi-am dat eu seama de treaba asta. Și cum mi-am dat seama? Cum face câinele? Ham, ham. Cum face pisica? Miau, miau. Cum fac păsările? Chip, chirip. Chip, chirip. Cum se zice în engleză la odihnească, se împace? Rip. Chip și... Bă! Bă! Mai, n-am înțeles de mind-blowing! O să-mi fac o teză de doctora pe asta. Dar până atunci, credeți în chakre, în energii? În cearcăne. Chichichan? Da. În cearcăne. Da. Am înțeles. Vreau să vă spun că am fost blestemat de curând. Cred eu chestia asta foarte tare. Aprilie 2022. Miracol de Paște, am ieșit cu o fată, nu era soră mea. O să zicem Alexandra, pentru că așa o chema. Și voi ziceți, mamă, ce nume generic, sigur e soră ta. Nu, pentru că pe soră mea o cheamă altfel. Am ajuns la ea și 17 colțuri ale camerei, vă jur, ametiste, coarțe, tranzistoare de Dacia 1310, avea pe toate, fratele meu. A scos o chestie, a zis, hai să te curăț de energie. A scos o chestie care se numește Paolo Santo, știi? Paolo Santo, știi mai bine, eu am fost acolo, mulțumesc frumos. Deci a scos o chestie Paolo Santo și hai să mă curețe de energie. Ieșea fum din treaba asta și mi-a venit rău. Și am spus, te rog eu frumos, vorbește-mi despre niece, despre shopping hour, despre toate astea, dar nu mai da cu asta. În secunda următoare a scos din peștera muierilor din spate, dita mai bucata de salvie. Uite, atâta era. Mi-a dat cu treaba asta, eu am leșinat și m-a dat afară. Ce vreau să vă spun? Am 25 de ani, curăț, spăl, gătesc, caut o femeie ieșită din Matrix, dacă se poate, să mă întrețină. Eu sunt embarasat, dar cum tu, Hermano. Eu am fost Teodor Abagiu. Mulțumesc frumos! Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet.